ziua! Pornim și astăzi din fața Comitetului Olimpic și Sportiv Român, locul ideal pentru a continua să descoperim micii campioni ai României. Ne încărcăm cu energie și vom reuși, cu fiecare copil care are la purtător un baston de campion, să vă arătăm viitorul. Astăzi o să vă prezint o mână de om, campioană la atletism. La 15 ani are deja în palmaresul său mai multe titluri de campioană a României. Hai să o cunoaștem pe Cristina Vasile Rut. Pe locuri! Gata! Start! Mă numesc Vasile Rut Cristina, am 15 ani și fac atletism de la 8 ani. În anul 2018, după doar 2 ani de pregătire, Cristina reușește să câștige titlul de campioană națională în cadrul campionatului de copii 1, atât în sală cât și în aer liber, la proba de 1500 de metri. În anul 2019 obține mai multe titluri de campioană națională în probele de 1500, 3000 și 5000 de metri. Cristina mai are o performanță deosebită când câștigă la categoriile de vârstă sub 20, 18 și 16 ani în cadrul campionatelor naționale de atletism, concurând la grupe de vârstă mai mari chiar cu 5-6 ani decât ea. Reușește și un barem de campionat european la categoria de vârstă sub 20 de ani pentru probele de 3000 și 5000 de metri. Faceți un semischip, da? Un genunchi sus și un semischip, da? Vă întoarceți cu semischip. Tatăl meu este și antrenor și este foarte bine pentru că este peste tot cu mine și acasă și la antrenament. Fetelor, haide, gata cu joaca. Azi o să avem așa 8 km la 4.20, 5 serii de speciale. O să avem 10 lansate, să vedem cum ne facem, că văd că este cam mult pe aici. Aveți grijă să nu călcați pe zăpadă, să vă alunecați. Și o să facem vreo 3 ture de încheiere. Sunt obligat, în ghilimele, să fac pe stadion, pentru că 8 km nu poți alerga în sală, că te accidentezi, apar tot felul de probleme musculare. Și atunci trebuie să facem, nu contează condițiile, că e ploaie, că e vânt și au fuși pe ele, aleargă, asta este. Sportul cere multe sacrificii și ele ar trebui să înțeleagă lucrul acesta dacă vor să ajungă la senior. Majoritatea antrenamentelor le face împreună cu sora ei mai mare, Daniela, campioană și ea la rândul ei. Iar pentru acest lucru, Cristina se consideră foarte norocoasă. Ea este sora mea, are 20 de ani și iubește și atletismul. Este foarte plăcut să ne antrenăm împreună pentru că petrecem foarte mult timp împreună. Suntem acasă împreună, la antrenament împreună și dacă am prinde și concursuri internaționale împreună ar fi și mai frumos. Discutăm în timpul antrenamentului, râdem. Și ai motivație în plus. Da. Pentru mine e benefic să fac antrenamentul împreună, pentru că se împing una pe alta, se motivează una pe alta. Au probe diferite, într-adevăr, 3.000 obstacole Daniela, 5.000, 3.000 plat Rut Cristina, însă e un avantaj că fac antrenamentele, se trag una pe alta. Fetelor, un pic mai ușor, că sunteți prea un pic mai relax. 26 pe tur. Greu, dar nu avem ce să facem, pentru că altfel nu avea cum să ne antrenăm pe distanță foarte lungă, pentru că în sală sunt turnante și ne-am accidentat. Fără atletism, nu știu ce aș face. Haideți, fetelor, haideți! Haideți!
Cristina face câte două antrenamente pe zi, în sală și pe o pistă de atletism în aer liber, indiferent de vreme, dacă ninge sau plouă. Încercați să fiți mai agresivi în ce faceți, da? Nu le facem în lent, le facem un puțin mai agresiv, ca asta o să vă dea un pic de tonus, da? Tu ai concurs pe 5, da? Campionatul național, gândește bine ce faci. Așa că vă rog eu frumos, puneți mai mult suflet în ce faceți, da? Hai, să vă văd! Am două fete ale mele care le antrenez, sunt olimpice, sunt cele mai bune din țară. E ceea ce îmi doresc și ceea ce fac din pasiune. Sunt fiicele mele, le-am descoperit talentul acesta încă de mici, am văzut că au înclinație spre sportul acesta, spre atletism și am zis să potențialul ăsta să-l valorificăm. Am avut fler, într-adevăr. Sunt bune, sunt foarte bune și mă bucur pentru ele. Este un avantaj pentru că este cu mine și acasă și la antrenament și peste tot practic și mă sfătuiește în tot ce fac. O numeam când era mică kenianca mea și a dovedit în 2019 un rezultat extraordinar de bun, 17.03 pe 5.000 de metri și 9.51 pe 3.000 de metri, să era barem de europene la Boras, în Suedia. Cristina este o fată foarte muncitoare, ambițioasă, trage de ea foarte tare la antrenamente, are o voință de fier, nu se lasă niciodată bătută și dă ultimul strop de energie din ea la fiecare antrenament. Este foarte pasionată de atletism și, ce pot să zic, mă mândresc cu ea. Dacă aș fi privit din punctul de vedere al părintelui, nu știu dacă aș fi făcut performanță cu ele. Atunci când le vezi obosite, când le vezi că sunt de la antrenament terminate, ai vrea să le oprești, să zici, hai, lasă, nu mai facem mai departe. Atunci cădem în extrema cealaltă, părintele simte, emoțiile sunt și atunci nu, din perspectiva antrenorului. Ca tată sunt, zic eu, un tată care mi-a făcut datoria față de familie. Ca antrenor sunt într-adevăr mai dur, dar performanța se face în felul acesta. Foarte bine. Punem cuiele și dăm drumul la bucăți, da? Atletismul înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că îl fac de mică și așa m-am obișnuit să am rutina zilnică. Fac atletism pentru că familia mea este foarte numeroasă și frații mei mai mari au început să facă atletism și am vrut să încerc să văd și eu cum e. Am 5 surori și un frate, în total sunt 7 copii. Cea mai mare este sora mea Elena, are 30 de ani și eu sunt cea mai mică. Fratele meu este al doilea, are 27 de ani. Dar hai să aflăm mai multe detalii despre ce înseamnă o familie mare și la propriu și la figurat, direct de la tatăl și în același timp antrenorul Cristinei. Familia mea e numeroasă. Cine ar privi în familia mea ar spune, domne, 7 copii, îți mănâncă urechile. Fata cea mare este învățătoare într-un sat, Băcu. Băiatul este plecat în Germania, are grijă de niște muncitori. Este Simonica, care este plecată în Austria, este căsătorită, are 2 copii acolo. Mai am o fată de 23 care este în țară, Mihaela, noi îi spunem Biță. Biță, dacă o să întrezi emisiunea, probabil că vei zâmbi. Urmează Daniela, care este încă este și la facultatea de sport, care are 20. Urmează Lidia, care face și ea 18. Și Ruth Cristina, care are 15, face 16. A fost greu, am avut momente grele. Dar satisfacția este mare când îi vezi așezați la locurile lor, iar mai ales în cazul Cristinei sau Danielei, care încă mai fac sport, când îi vezi pe prima treaptă a podiumului. Îmi trece cu mult satisfacția aceasta greutățile, nevoile, neajunsurile pe care le întâlnești în viață. Momentele în care ne vedem toți și ne strângem sunt foarte fericite. Bineînțeles, am fost atașați, am avut o copilărie foarte frumoasă și ne-am atașat unii față de alții, iar acum sunt momente de bucurie când ne strângem toți împreună. Mama e cea mai bună!
pentru că s-a îngrijit de noi toți, frații, și a putut să aibă grijă și de casă, să facă curățenie și mâncare în același timp. Să o cunoaștem și pe mama Cristinei, să aflăm cum a reușit să îngrijească, să educe 7 copii și cum o vede ea pe micuța sa campioană. Nu este ușor, dar iau fiecare zi pe rând și fiecare copil cu nevoia lui în ziua respectivă. Cristina, considerați că are nevoi speciale fiind sportivă? Nu, îi trebuie mai mult efort, pentru că are mult mai puțin timp decât ceilalți colegii ei, dar, în general, se descurcă. Este puternică, are voință, vrea să ajungă cineva. Am avut un vis, vreau să-l transform în realitate, acela de a ieși campioană olimpică. Dorința mea și visul meu acesta este, de-aia mă lupt, de-aia mă sacrific pentru ei, trebuie să le fac dimineața meniu să mănânce, trebuie să le fac la prânz meniu, trebuie să le fac sarea meniu. Pe frigider am un grafic în fiecare zi cu kilogramele și ceea ce mănâncă. Altfel nu știu dacă aș putea să fac față sau ele să reziste. Încă este un drum lung până la seniorat și cei mai mulți să pierd pe drum, dar cu Dumnezeu înainte. Foarte bine! Facem și noi o mică pauză. Prilej numai bun să intervină cu un mesaj pentru mica noastră campioană, o mare campioană olimpică a atletismului mondial, care a făcut istorie pentru România. Doamnelor și domnilor, Maricica Puică! This gold is for Romania. Cristina, ești atentă? Vreau să-i transmit acestei talentate atlete, care se numește Vasile Rut Cristina, mult noroc în cariera sportivă, baftă și să-și vadă visul împlinit. Dar în același timp, aș vrea să-l rog pe tatăl, care este și antrenor, să nu se grăbească la performanță, să știe să aibă răbdare, pentru că grăbindu-se, când va trebui să culeagă roadele, să nu fie prea târziu. Tot secretul în sport este să știi să aștepți. Multă baftă! Știu că o să ajungă în viitor o atletă foarte mare. Pentru că o văd cum muncește la fiecare antrenament, în competiții este concentrată, focusată pe ce are de făcut și niciodată nu pleacă cu o mentalitate de învins. Întotdeauna are o mentalitate de câștigător, de învingător și până la finish așa aleargă. Până data viitoare vă spun up! Nu uitați! Aici descoperim micii campioni ai României. Și fii atent la mine! Poți fi și tu unul dintre ei! La revedere!